Moment festiv în lumea culturală bucureșteană. Artiștii Operei Naționale împreună cu invitați din țară și din străinătate sărbătoresc 60 de ani de la inaugurarea actualului sediu al instituției. La Opera Națională se desfășoară și la această oră un concert extraordinar în care sunt prezentate printre altele și fragmente din opera Dama de Pică de Tchaikovsky. Același spectacol a fost pus în scenă pe 9 ianuarie 1954, când a fost inaugurată actuala clădire a operei.